Salutare tuturor pasionaților de fotografie și nu numai. Sunt Elvis și după cum știți deja din videole precedente, sunt fotograf, printre altele, și astăzi m-am gândit să fac un episod care reacționez la fotografiile făcute de unii dintre voi. Cei care mi-au trimis fotografiile respective, unii sunt fotografi de meserie, unii sunt fotografi amatori sau unii efectiv fac această chestie ca și hobby, ca și pasiune pentru timpul liber să se relaxeze. Deci, să las Instagram-ul fiecăruia în descriere, dacă vreți să verificați și așa mai departe, vă rog să o faceți. Haideți să începem. Primul din această serie, sau mini-serie, ca să spun așa, este un prieten bun de al meu, și anume Sorin, care mi-a trimis 5 fotografii. Mă rog, mi-a trimis mai multe, eu am selectat 5 care au fost și care mi-au plăcut cel mai mult mie, și pe care vreau vi le prezint și vouă și să vă spun părerea mea despre ele. Deci Sorin mi-a trimis, așa, avem două portrete, chiar trei portrete. Primul este cu această fată în rochie roșie. Pot să spun că este ok, mie îmi place foarte mult, doar că aș fi încercat să mai scad puțin din highlight-uri, pentru că, după cum vedeți, lumina din spatele subiectului este destul de puternică și aș fi lăsat un pic highlight-urile mai jos. Și aș mai fi scos puțin din tonul acesta de verde, dar overall, mie mi se pare că este o fotografie destul de reușită. Asta este ce am mai observat, dau puțin zoom in, că nu este foarte focusată. Asta se datorează din cauza că, dacă nu mă înșel, focusul a sărit puțin. Nu știu dacă îl foloseai pe autofocus sau pe manual focus, dar a sărit puțin focusul în această fotografie. Mergem mai departe. A doua fotografie este tot un portret, cu o altă fată, iar de data aceasta văd că focusul l-ai ținut fix pe ochi, foarte tare, îmi place foarte mult, numai că este foarte mult portocaliu, adică e foarte puternic portocaliul din această fotografie. Chiar dacă ai încercat să faci tonul, pielea, culoarea pielii la fel, culoarea lemnului din spate, mi se pare că este puțin cam puternic portocaliul de pe lemn, de la acel zid din spatele ei. A treia fotografie avem cu un preot, cred că este la botez dacă nu mă înșel. Această fotografie e făcută la un botez. Îmi place foarte mult, deci pot să spun că și focusul și background-ul este blurat, îmi place foarte mult. Cred că ai făcut un obiectiv de 85 de milimetri, 1.8, pare să fie un obiectiv de 85 de milimetri, 1.8 cu siguranță, sunt sigur. Te rog să lași un comentariu să-mi spui dacă am dreptate sau nu. Și mai avem încă o fotografie, de fapt două mai avem. Și fotografia aceasta îmi place foarte mult, cum e preparat pentru botez, masa, cum și-a pregătit preotul și culorile. Doar că, din ce observ, adică eu îmi dau seama foarte repede, este faptul că ai făcut poza undeva la 2-3 după masa când soarele era foarte sus și sunt sigur că highlight-urile în poza RAW erau foarte ridicate și foarte arsă, dar ai reușit să recuperezi din acele detalii foarte tare. Și ultima fotografie, pot să spun că și asta îmi place foarte mult, cu acest portret în, cred că e marginea unui lac sau ceva. Dacă nu mă înșel, sper să nu mă înșel. Puțin focus, mai mare grijă un pic la focus, Sorin. Încearcă să ții eye focus, eye tracking focus tot timpul când faci portrete. Mi se pare că a ieșit foarte bine și încearcă să mai scoți puțin din portocaliu de pe față. În rest e perfect. Bun, mergem la a doua persoană care a trimis fotografii și anume Raluca. Ne-a trimis două fotografii, să vedem. Și avem așa. Avem o floricică, dacă nu mă înșel, este de măr. Este o crenguță cu o floricică de măr care a înflorit și mi se pare că arată foarte frumos. Chiar e foarte reușită fotografia asta, chiar îmi place. Și ne-ai mai trimis și un landscape care, sincer, din câte am înțeles, ambele poze sunt făcute cu un Huawei P20 Pro sau ceva de genul. Mi se pare că au ieșit impecabile, foarte tare. Mai aștept să văd fotografii de la tine și să-mi dai mesaj pe Instagram pentru că nu știu cine ești. Bun, am terminat și cu Raluca, misi acolo, nu îmi dă pace nici să filmez. Mergem la cea de-a treia persoană și anume la Oli. Oli este un fotograf de la mine din Timișoara. El
a adoptat un stil din acesta foto mai vintage, ca să zic așa. Hai, Misi, lasă-mă, tati. El își editează fotografiile într-un stil mai vintage și nu am putut să nu observ acel Doge, dacă nu mă înșel. Da, cred că este un Doge, pentru că l-am văzut și eu acum vreo 3 săptămâni la noi în Timișoara, la Iuliu Stand. Dar nu am avut aparatul cu mine să fac cu niște filmări și să fac niște poze la acea mașină și avem un Lamborghini care, mă rog, e pe fundal, care se dă la... Și mi-ai trimis niște fotografii care mie îmi plac foarte mult. Nu știu unde este podul ăsta. Aha, cred că știu unde e. Dacă nu mă înșel, este podul cu calea ferată, cum mergi spre Iulius Town. Foarte tare. Doar că e foarte mult portocaliu. Încearcă să-l lași un pic mai moale. Mai ales că ai avea și apusul ăla superb care arată foarte bine. Următoarea fotografie, bineînțeles, clădirea de la Iulius Town, foarte mișto, îmi place. Și bineînțeles, fotografia ta celebră în pădure, care asta îmi place cel mai mult dintre toate. Deci, fotografia asta cu tine în pădure, cred, presupun că la noi la Pădurea Verde ai făcut-o, este superbă, absolut wow, îmi place. Nu știu, ai folosit vreun preset pack sau ai început tu să editezi în stilul ăsta mood, așa, verde cu maro și cu puțin highlight în alb, așa, spre galben. Foarte tare, îmi place. Bun, mergem la următoarea persoană, și anume la Sergiu. Mă așteptam ca Sergiu să-mi trimite niște fotografii wow, dar el mi-a trimis fotografiile needitate. Știu că el face cu telefonul fotografii, el se află în Londra, el fotografează foarte mult străzile Londrei, ca să zic așa. Are un profil superb, mie îmi place foarte mult și îl urmăresc de ceva vreme. Mă așteptam să-mi trimiți Sergiu fotografii editate, dar și acestea trei sunt absolut superbe. Prima cu... cred că este în... este în spate la Shard, la The Shard în Londra. În centrul Londrei este un mic golf, așa, ca să zic așa, un mic portuleț, o mică insulă unde e și Canary Wharf. Îmi place cum se vede. Dar preferata mea este cea de la Saint Paul sau ceva de genul, acum mă înșel. Și bineînțeles, clădirea asta, pentru că eu când am fost în Londra și am văzut prima oară clădirea asta așa îndoită, am zis că acum se dărâmă, dar de fapt așa este construcția ei. Aș fi vrut să le văd editate de tine, dar cel mai mult îmi place cea de la Saint Paul. Bun, mergem mai departe. Următoarea persoană, Rahela, mi-a trimis 4 fotografii. Cu calul și cu natura îmi place foarte mult. Ce aș fi încercat să fac, aș fi coborât puțin mai jos la nivelul pământului, să am același nivel și de pământ și de cer. Îmi place foarte mult cum e această fotografie. Această fotografie, dacă nu mă înșel, ai făcut-o în Oradea. Așa, iar această fotografie cu vioara mie îmi place foarte mult. Nu știu dacă tu ai o vioară sau cânti la vioară, dar sincer îmi place foarte mult. Și tonurile așa a făcut foarte frumos. Aștept fotografii și de la tine. Următoarea persoană, Cristian, este un fotograf amator de la mine din Timișoara. Mi-a trimis 4 fotografii. Adică mi-a trimis vreo 6 fotografii, am selectat doar 4 care mi s-au părut mai mișto. Avem această fotografie cu câinele acesta. Eu aș fi făcut un pic de... aș fi editat-o puțin, nu aș fi trimis-o chiar așa. Și aș fi mers pe modul acela de verde și maro. Ar fi fost absolut genial editul, pentru că și câinele este un maro mai deschis și ar fi fost contrast cu iarba de aici. Și așa fotografia, dar aș fi editat puțin culorile să fie așa un pic de contrast. Următoarea fotografie, tot cu un câine. Aici, la fel, aș fi mers tot așa pe un mood din ăla maro cu verde, puțin portocaliu aș fi mers. Subiect și background. Mi-a trimis și această fotografie minunată, ca să zic așa, îmi place foarte mult cum arată și cum a încadrat și barca și râul care este așa apa liniștită, mie îmi place foarte mult și la fel și asta aș fi editat-o, tot așa un mood din ăsta maro cu, cum de exemplu cum sunt pietrele aici pe marginea râului, aș fi făcut un mood din ăla maro și verde, ar fi dat foarte bine, crede-mă. Și ultima fotografie,
Aici aș fi mers pe un long exposure, 30 de secunde, timp de expunere, absolut superb. Văd că ai prins și o stea foarte bine. Dacă nu mă înșel, aia e luna aici. Deci asta cred că este luna aici. Deci dacă ai fi făcut un long exposure, ISO 100, un F22, aș fi mers, sau 20, și cu timp de expunere la 30 de secunde ar fi ieșit o fotografie care nici nu mai trebuia să o editeze, efectiv, era perfect așa cum este. Bun, și mai avem încă o persoană sau două. Aceste fotografii le-am primit de la Andrei. Vreau să spun că mi-a trimis câteva fotografii. Mie îmi plac 3 fotografii de aici, dar Andrei folosește foarte mult galben. Și vreau să te sfătuiesc, Andrei, să încerci să tragi puțin mai în stânga de sliderul de galben sau de la saturation din Lightroom sau cu ce program editezi și scoate puțin din galben. Este foarte mult galben în fotografiile tale. Dar ce mi-ai trimis tu aici îmi place foarte mult, dacă nu aș fi fost atât de mult galben. Dar probabil acesta este stilul tău și dacă ție îți place cum arată estetic și așa, go for it. Dar mi se pare că este foarte mult galben în fotografiile tale. De exemplu, în asta cu pisica, mie îmi place foarte mult. Aș fi preferat să văd griu acela din blana pisicii, că nu, mă gândesc că pisica ta este galben, pardon, este albă cu cu blănița gri, albă și cu negru, cum este și pisica mea de fel. Aș fi preferat să nu fie atât de galbenă, aș fi preferat să îi văd blana ei mai natural un pic. Această fotografie cu scooterul ăsta, sau mini scooter, îmi place foarte mult. Tot așa, dacă nu ar fi fost atât de mult galben, ar fi fost mamma mia. Foarte, foarte frumoase pozele. După care mi-ai trimis altă fotografie în interiorul unui local, dacă nu mă înșel, cu ciocolată, ceva de genul. Foarte tare, foarte mult galben, cum am spus. Mai puțin galben, dacă se poate, și sunt perfecte. Aceasta cu curierul care livrează, ți-a sărit focusul de pe... Mă gândesc că vroiai ca să ai în focus tipul de la Taz, dar ți-a sărit focusul sus pe chestia aia verde, pentru că este contrast de culoare și atât. Dacă ai un aparat mai vechi, s-ar putea ca aparatul tău să aibă focus pe bază de contrast și atunci, dacă verdele este mai puternic ca și culoare, îți sare focusul și nu-ți scoate subiectul în focus. Și mi-ai trimis o poză cu luna și ai pus avionul ăla acolo. Mi se arată foarte fake, crede-mă. Luna este foarte mare și avionul este foarte mic. Se vede de la o poștă, de la un kilometru distanță, că este... avionul este fake pus acolo. Sau poate mă înșel eu, nu știu, dar mi se pare că este editat și pus, dar na, nu arată estetic pentru mine, cel puțin. Dar ideea este foarte faină și iarăși următoarea fotografie mi-e place foarte mult, cea cu chestiile alea chinezești și boca-ul ăla din spate. Sunt foarte tari, îmi plac, chiar îmi plac. Și mi-ai trimis o fotografie verde așa închis spre negru cu niște reflexii, la fel focusul ți-a sărit jos pe reflexia clădirii și nu pe subiect. Subiectul, dacă tu uiți atent și dai un pic zoom, vei vedea că are, că e așa blurat, dar în general îmi plac foarte mult aceste fotografii și să mai trimiți, să mai dai tag dacă postezi pe story sau postezi fotografii, dăm tag pe Instagram că și eu o să-ți dau repost pe story la mine și așa mai departe, ca să te încurajez în continuare să faci această chestie. Bravo! Felicitări! Cam acestea au fost persoanele care au trimis fotografii pe adresa mea de e-mail ca să reacționez la ele. Dacă vreți să mai fac genul ăsta de episod, este nou și eu sunt nou cu vlogul, cu filmatul, cu toate cele. Și încerc să mă adaptez și să încerc să fac cât mai puține greșeli când vorbesc, când mă exprim, pentru că da, așa e cum ești la început de drum, sper să înțelegeți. Nu uitați să dați un subscribe, să verificați toate persoanele pe Instagram, să vă uitați să vedeți cum lucrează, ce postează, dacă vă place să le dați și lor un follow. Și ne auzim la vlogul următor, săptămâna care vine. Seară faină!